21 de metode pentru a crește afacerea ta este titlul seminarului prezentat astăzi de Loran Soareș-Sas la Arad. Este un seminar care este făcut pentru oameni de afaceri care doresc să-și crească afacerea. Practic orice om de afaceri când deschide o afacere are o dorință de a o crește, numai că nu toți vin la astfel de cursuri pentru că nu văd valoarea. Cei care au fost astăzi sunt acei oameni de afaceri. Practic, statistica spune 3% care au înțeles că e foarte important să mai ia informații și din alte părți, să se educe, pentru că în acest fel poți să-și dezvolte afacerea. Și atunci, practic, în seminar am abordat subiectul de genul vânzări, marketing, fidelizarea clienților, management, inclusiv chestiuni de genul cum gândești corect în afaceri, care este mentalitatea corectă în afaceri, cum recrutezi oameni, cum îi păstrezi, cum formezi o echipă puternică. Deci am încercat să abordăm toate acele aspecte care sunt importante într-o afacere și care să fie utile în creșterea afacerii respective. Feedback-urile pe care le-am primit acum la ieșire a fost de încântare. Oamenii spuneau că au fost printre cele mai bune cursuri la care au participat. Sunt încântați, sunt nerăbdători să aplice informațiile. Sunt de obicei feedback-urile pe care le primim prin toată țara la acest curs. Urmează și un alt curs în 24 septembrie. Despre ce va fi vorba acolo? Acolo o să fie un curs de vânzări. Este mai specific pentru oameni de vânzări sau cei care lucrează în acest domeniu al vânzărilor. Deși, după părerea mea, fiecare persoană din lumea asta lucrează în vânzări și dacă ești șomer trebuie să fii bun la vânzări ca să te vinzi pe tine, să te angajeze cineva, copiii noștri ne vând în fiecare zi, deci orice persoană ar fi bine să se duce în ceea ce privește vânzarea pentru că practic este singurul job din lumea asta care niciodată n-a fost în criză. E greu să găsești oameni de vânzări, niciodată nu o să rămâi fără loc de muncă dacă ești bun în vânzări. Și este un curs de vânzări în care înveți chestiuni de genul cum să treci de obiecțiile clienților, dacă spun că ești prea scump sau că n-au bani, cum să treci de acest lucru, înveți chestiuni de genul cum să identifici stilul de personalitate a clientului care este în fața ta, după care să-i prezinți produsele, serviciile tale pe stilul lui de personalitate. O să înveți chestiuni de genul cum să dai răspunsul la întrebări, la obiecții de genul nu mă interesează sau nu am bani sau sunteți foarte scumpi. O să înveți cum să descoperi ce-și dorește clientul în așa fel încât să poți să-i vinzi. Și multe alte lucruri, practic este un curs de 5 ore în care încercăm să acoperim cât mai multe lucruri în ceea ce privește vânzarea aceasta către client. Cum sună invitația la acel curs? Dacă vrei să îți dublezi vânzările într-un an de zile, trebuie să fii prezent.